Acum un an, tratamente antiparazitare gratuite primeau toate persoanele până la 18 ani. Deja se vede că scade indicatorul de acoperire cu tratament, mai ales la persoanele contactate, precum și la copii cu vârsta mai mare de 5 ani. Mulți copii după familii vulnerabile și refuză să procure acest preparat. Ele nu sunt chiar atât de ieftine. Deci 30 de lei înseamnă ceva pentru un care nu chiar 50 de lei. Decizia de a distribui gratuit preparate antiparazitare doar copiilor de până la 5 ani a fost luată de o comisie a Ministerului Sănătății. Argumentul este că copiii până la 5 ani prezintă un risc mai înalt de infestare cu helminți. Pentru celelalte grupe de vârstă se recomandă profilaxia acestei infecții, deci în primul rând respectarea regulilor de igienă personală. Datele Centrului Național de Sănătate Publică arată că de la începutul anului, cele mai puține investigații pentru depistarea helminților la copii cu vârste de până la 17 ani au fost realizate în Telenești 24, Șoldenești 211, Vulcănești 263, Comrat 291, Ocnița 451 și Cantemir 699. Puțini părinți știu că tratamentul profilactic împotriva viermilor paraziți este asigurat gratuit. După 3 ani, gata, nu mai dau tratamentul ăsta gratis. Adică tu îl faci în bunul tău, buna ta inițiativă. Iar alți adulți susțin că întreprind toate măsurile pentru a-și proteja copiii de helminți. Dacă suntem în stradă, intrăm în casă, spălăm mâinile, WC-urile publice. În primele 6 luni ale acestui an, peste 8.000 de persoane au primit tratament antiparazitar, dintre care aproximativ 7.400 au fost copii.